Începând de astăzi au demarat lucrările de reabilitare a pasajului metalurgic A peste DN2B. Ținând cont de această situație de forță majoră, începând de astăzi, traseele autobuzelor 3, 9 și 10 și zonele 110, 111, 112, 115, 117 și 121 vor suferi modificări. Traseul 9 va avea capete de traseu APCA-ROM 2, șoseaua Brăilei pe tur și șoseaua Brăilei APCA-ROM 2 pe retur. Traseul 10 va avea capete de traseu șoseaua Brăilei APCA-ROM 2 pe tur și APCA-ROM 2 șoseaua Brăilei pe retur. Traseul 3 schimbă capătul de linie din stația Centrul Schengen, cartier Poștă, în stația nou înființată Piața Aviatorilor la Dedeman și zonele 110, 111, 112, 115, 117 și 121 își vor modifica traseele și capetele de linie. Buzoienii interesați de aceste modificări pot găsi traseele complete, capetele de linie și orele de plecare pe site-ul Transbuz sau la ghișeele de vânzare a biletelor.